că omul Lamborghini Huracan Spider. Aici avem trimurile. Vai, nu cred. Vorbim de o mașină 2023. O să vă arăt exact cum am configurat mașina. Am luat jantele astea, m-am virusat mă complet, că eu o să ies iarna cu asta. 3 semi. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hăți cu bună dimineața, Jonuțule, hăți cu vlog, surpriză de la Lamborghini. Dacă te întreb ce opțiuni mi-am pus pe mașină, Jonuțule, ei bine, astăzi este vlogul în care o să afli exact până la cel mai mic detaliu cum mi-am configurat Lamborghini-ul Huracan, Jonuțule. Așa că, puneți centura de siguranță, începe a doua aventură cu și despre noua căruță. Enjoy! Hăți, Jonuțule, momentul adevărului este aici, suntem în fața reprezentanței. Am niște emoții din alea de copil mic, Jonuțule, am cerut voie să aruncăm un ochi un pic pe draca asta. Și fiți atenți că draca asta cred că este 4x4 după că le-am învățat bara. E 4x4, nu? Am început să învăț cum arată, că aia tracțiune spate, Jonuțule, un pic altfel. Deci, teoretic, asta comandăm și noi, Jonuțule, doar că noi mergem pe negru. Vă, deci nu vine să cred, se pare că e like, wow, mulțumesc, Doamne, din suflet că trăiesc ziua asta și momentul ăsta. Nu prea pot să-mi găsesc cuvintele, mă credeți? Sunt un pic emoționat, așa, un pic mai mult. Mergem înăuntru, știu că astăzi o să dăm avansul în valoare de 20.000 de euro pentru a putea porni producția mașinii. Nu-mi dau seama cum e faza asta, o să întreb și eu înăuntru. Știu că e în felul următor. Anul de producție al mașinii, care bănesc că va fi 2022, că începe acum, nu, să se producă, și mi-aș dori ca pe carte să am 2023, ceea ce înseamnă că am înțeles după ce am dat niște telefoane și am tras niște concluzii, că și dacă va ajunge mașina în decembrie, dacă noi nu o înmatriculăm până în ianuarie, înțeleg că va fi în carte 2023. Zic bine? Zic bine, mă, vezi, am învățat, mi-am făcut temele ca un copil cu minte, mă, că nu în fiecare zi din viața ta se întâmplă chestia asta. Mergem înăuntru, nici nu știu dacă avem voie să filmăm înăuntru. Avem voie să filmăm înăuntru? Avem voie să filmăm înăuntru. Bine, Jonuțule, gata, hai înăuntru. Hai cu emoție, hai cu nebunie. Hai, bă, că omul Lamborghini Huracan Spider. Stai puțin, că am venit cu gălăgie aici, unde bănesc că lumea e mai altfel un pic. Dar până la urmă, tot bani am și eu, frate. Ghinionul celorlalți. Hăți, Jonuțule, nu vă așteptam să se întâmple asta. Ce credeți? Am aflat acum de la Mihai că am voie să fac și o tură cu nebuna asta, așa că promisesem că o să mă urc prima oară în mașina mea, dar având în vedere că e aici la reprezentanță, Jonuțule, și că este în ziua în care dau avansul, apoi n-am cum să refuz așa ceva, aș fi nebun. Dacă venea într-o săptămână, a mea înțelegeam. Dar un an de zile nu pot să aștept, frate. Uitați-vă cum arată, ce exact ce vom lua. Gata, thumbnail și revenim. Hăți, tremură inima în mine și carnea pe mine, Jonuțule. De ce? Pentru că i-am spus lui Mihai în felul următor: băi, în configurator nu am găsit frâne ceramice. Te rog frumos, am auzit că nu se oprește mașina. Zic, am cai, dar n-am frâne. Asta e o mare problemă românească, Jonuțule. Și ce îmi zice Mihai, dar am rămas șoc, fraților. Vezi, mă, cum m-a făcut Dumnezeu să aleg ce trebuie. Mi-a zis, sunt dotare standard. Am rămas like perplex. Și zic, cum adică dotare standard? Da, la 4-wheel drive, Jonuțule, la 4x4, nu știu de ce, poate e mai puternică, poate e mai nebună, sunt dotare standard, numai cea RVD cu tracțiune spate, poate veni și cu frâne normale, pentru că l-am văzut aici. De ce? Pentru că suntem, uitați-vă cât de cool e totul. Deci totul a pus pe peretele ăsta și poți să te uiți, da? Și am văzut etrierii ăștia și nu-mi dădeam seama care e faza, Jonuțule. Aici avem trimurile, fratele vostru a mers pe negru lucios peste tot, pentru că vă dați seama ce culori o să punem noi pe Lamborghini-ul ăsta. N-am cum să comentez ceva de fibră. Ea este superbă, dar nu e pe gustul meu. Mașina negru lucios, Jonuțule, după cum vezi, poți să iei totul de aici să te uiți așa frumos, țaca-paca. Și să nu fac vreo de-aia mea, Jonule, că parcă văd. Mamă, deci sunt exact în rai. În rai sunt. Ce sunt jucăriile astea pe aici? Ia uite. Vă dați seama că o să cumpărăm toate mărciurile, toate. Ăsta o fire dresor? Ăsta e dresor, nu? Și de asta trebuie să-mi cumpăr și eu sau l-am? Vine automat. Deci, fraților, mașinile, supercarurile se țin pe redresor, frumos, în garajel, pupi-pupi. Mai îngrijești, mai ștergi cu cârpița. Pe aici am mostrele de piele, dar noi avem ceva și mai șmecher pregătit de Mihai, Jonuțule. Pentru că, țineți-vă bine, aici, la acest birou, te rog frumos, Cori, așează-te și tu. Avem în felul următor, observați vocea mea de Lamborghini. Bă, voi vedeți că mă pot adapta dacă e nevoie, știi, dar trebuie să vă simt prost rău de tot. Deci, ăsta este modelul de jantă, Jonuțule, care mie îmi place cel mai mult. De ce? Pentru că descoperă cel mai mult discul și etrierul, da? Mai e modelul ăla nou de Y, pe care îl puteam găsi și cu prinderea aia centrală, dar am renunțat la prinderea centrală pentru că am zis în felul următor: mă, dacă vreodată îmi dă prin cap de vreun vosăm, de vreun, eu știu, nu se prea fac cu prinderea aia centrală, Jonuțule. Aici avem și mostra de culoare încă o dată pregătită de Mihai, care este, bă, ca la carte pregătit, exact ca la carte. Și ne spunea acum că, ce credeți, putem să mergem să facem, mamă, cum arată, zici că e G-Man. Vai, nu cred. Ia uite, mă, frate, și ai toate combinațiile, uite, jantele frumos, țaca-paca. Și astea erau frumoase, dar sunt un pic galardoi și așa. Și astea sunt mostrele de piele, Jonuțule, dar nu că n-ați ști pielea, pentru că
Bianco Leda avem și în Mercedes, Jonuțule. Pielea noastră este de Urus. Știți foarte bine chestia asta de la Bogdanel, de la Viva CEO. Exact ce ziceam, mă, Bianco Leda. Vedeți cum se leagă toate, bă? Vedeți, vă, cum se leagă toate, bă, mâncalea tata. Gata, punem pixul pe foaie, facem plata, hâț-hâț-hâț, luăm mapa, uite de frumoase. Țineți minte când vă spuneam zilele trecute în continuu în apartamentul ăla, bă, simplu, 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 simplu. Uite-mă, simplu, uite-mă, simplu. De ce trebuie să fie aici atâta mai logo-ul, să scrie, să... Uite-mă, simplu, și un logo mic acolo. Jonuțule, am ajuns la momentul adevărului, reconfirmarea opțiunilor, pentru că până la urmă, de aici încolo, mașina începe să fie fabricată, Jonuțule, și am primit încă o veste bună. Numai vești bune de la Mihai la Lamborghini aici, pielea de găină, genial sentiment, genial, fraților. Pentru asta sunt în stare să mai muncesc încă 600 de ani de aici încolo, de dimineața până noaptea, și este o satisfacție uriașă să ai un... Deci vă spun un primul lucru, știți ce e mai mișto decât un Lamborghini? Un Lamborghini luat din bani legali și munciți, Jonuțule, e cel mai mișto, e mai mișto decât un Lamborghini. În fine, ideea este în felul următor, mi-a zis Mihai că o mașină care intră în producție după 1 iunie ale anului sau al anului este 2023 și ca an de producție, deci o să avem 2023 peste tot. Într-adevăr, asta încapsulează, înglobează o oareșicare mică creșterea prețului, dar nu este substanțială, credeți-mă că vă spun cu sinceritate. Vorbim de câteva mii de euro, dar vorbim de o mașină 2023 și în carte și peste tot, Jonuțule. Deci, Lamborghini Huracan Spider 2023, îl ia popa, nebunul să mă roage Axara, nu credea nimeni. Am vorbit cu cine am vorbit, cu Viva, și zic, luni mă să dau față și băi, e pe bune, zic, ce ești nebun, latru eu aiurea. Suntem în fața televizorului cu opțiunile, Jonuțule, iar acum o să vă arăt exact cum am configurat mașina. Mihai este în spatele meu și mă ajută, zici că sunt la meteo, să mă roage Axara. Am mers pe Nero Helen, sunt mai multe culori de negru lucios, Jonuțule, am mers pe un negru lucios clasic, v-am spus, îmi doresc să colantez mașina în cele mai nebune culori, deci nu m-am axat neapărat pe culoare, este o gamă de culori superbă. Am luat jantele astea pentru că din punctul meu de vedere sunt cele mai frumoase. Vedeți ce vă spuneam, exact cum deschid ele discul? Ele sunt gri pentru că pe configurator se găsesc în varianta gri carbon, dar fratele vostru o să le aibă negre garantat, Jonuțule, pentru că vreau să fie fantomă mașina când vine. Negru lucios. N-am întrebat încă la reprezentanții la Lamborghini ce sunt sfătuit să fac în privința numărului de matriculare, dar am auzit că se găurește bara, adică like for real, se poate și dublă, nu se poate fără. Mergem mai departe, Jonuțule. Astea sunt jantele ceramice by default la varianta 4x4. Țineți minte că mă boscorodea lumea că de ce mă 4x4 că nu o să te joci cu ea? Eu vreau să trăiesc, mă, și să trăiască și mașina, înțelegi? Nu vreau să ajung reel de la de pe Instagram cu aia care accelerează și puf, intră în perete la 20 la oră, știi, mă? Deci astea sunt așa, pe negru lucios și etrierii, Jonuțule, pentru că se vor potrivi oricărei culori. Nu avem soft top decât în varianta era și brown și red, mi se pare, da, pentru că pusem pe internet, dar normal că mergem pe varianta neagră, Jonuțule. Mamă, ce frumos, îmi amintesc exact ziua în care am configurat mașina. Pachetul full cu toate nebunile pe exterior, toate zorzonelele. Nu vă gândiți că eu când am văzut acolo că găsesc difuzere, mifuzere, am pus tot ce se putea pune, Jonuțule. Am mers pe negru lucios, există variante de fibră de carbon, mat, nu, am luat toate extra opționalele, efectiv toate, și le-am făcut negru lucios. Pentru că fratele vostru e cu negru lucios, sunt pe aici, fel de fel de zorzoane, superbe. La interior, Jonuțule, povestea începe într-un film senzațional. Deci, m-am dus și am căutat care este combo-ul de culori de la Lamborghini, care are cea mai multă bucată de piele colorată, cum înțelegi tu culoarea aici. Și l-am găsit pe ăsta, Evo Trim Sportivo Leather Bicolor, Jonuțule. Și atunci ce am făcut? Caut alb. I-am pus Bianco Leda. Uite-o, Bianco Leda de pe Mercedes, ca să nu credeți că toate se leagă, mă. Universul ăsta e, înțelegeți voi ce zice fratele vostru? Bun, am pus Bianco Leda și după aceea am mai găsit o chestie fentă. Mi-a plăcut mult asta. Mihai în spate și sigur poate să confirme. Am găsit cusături albe, Jonuțule, care ce credeți? Costă nici mai mult, nici mai puțin de 800 de euro cusăturile mele albe, dar sunt superbe și obiectiv vorbind, la o mașină de o asemenea anvergură, nici nu-mi pare mult 800 de euro o cusătură albă, pentru că te gândești că e o cusătură care este pe bord, pe volan, pe uși, pe scaune, adică like, bă, frate, despre ce vorbim? Ți-ai un super sport car, da? Bun, am ales și cusătura, ați văzut-o acolo, cusătura albă și pe volănescu, deci cât am putut să pun eu alb, am găsit și aici mai multe tipuri de cusătură albă la Preșulescu, vă recunosc, dar asta mi s-a părut aia mai fină, era una, cred că dublă, corectează-mă dacă greșesc, nu, era una dublă, care mi s-a părut un pic prea mult, adică nu vreau nici să am Preșurile alea, știi, să zbiere alb, plus că să fim serioși, cât o să rămână albă cusătura de la Preșuri, știți cum e, e discutabil asta. Bun, Doamne, cât de frumoasă e tableta asta, îi spunea lui Mihai că dacă nu era tableta asta, Lamborghini nu câștiga inima în halul ăsta, dar m-am virusat, mă, complet când am văzut asta, bă, uite-te și tu, cu Apple CarPlay, cu tot ce vrei. Bun, mergem mai departe, cusături albe, o chichineață asta albă, totul alb, am pus tot ce se putea alb, da? Am pus, fiți atenți, ce bine că am ajuns la momentul adevărului. Mă uitam la ea așa și zic, mă, ce, ceva nu e ok. Și zic, a, scaune sport. Ce crezi, Jonuțule? Scaunele sport, deci nu numai că sunt alea în care efectiv și că te bate cineva când stai, ok, dacă te duci pe circuit, da, nu, nici nu discutăm. Dar ce credeți? Nu erau electrice. Când am văzut că astea sunt full electric, zic, wow, yes! Nu știam, eu țărănetele de la Domnești din țărână, n-am știut că pot să există în sfârșit și scaune electrice, știi, pe mașinile super sport. Și ia cătă că astea sunt full electric, deci normal că am mers pe full electric. Nu mai țin minte, sunt și încălzite? Am pus și încălzire, dar am pus tot, băiatul meu, că eu o să ies iarna cu asta. Eu îmi pun fesul și ies, stați liniștiți că-s 4x4, n-am nicio problemă. Bun.
bun. Titi, am pus și asta cu Lamborghini pe tetieră, că e ca și cum, de ce mai faci Insta Story dacă n-ai aia? Înțelegi ce zic? De ce-l mai faci? Bam, 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 ce mai avem aici, că am și uitat. Da, dark chrome tot, deci totul la mine este negru lucios, clar. Ei au într-adevăr și o fibră de-asta forged foarte interesantă, dar eu sunt cu Piano Black. Eu sunt ambasadorul Piano Black-ului în România, Jonuțule. Senson, un sistem audio care este vârf de gamă la Lamborghini și care sper să se audă cum trebuie, Jonuțule. Deși să știți că haterii mă tot înghionteau, domne, că Sensonul, dar stai liniștit, bă, să arăt eu cum se aude Sensonul din mașina mea, 0 km, din reprezentanță, hățăjonule. Vulpile acum crapă, strugurii sunt acri, spun ele. Așa, cup holder, plăsuț aici să pui ce-o-i pune, plicul de la doamna Nicoleta, ceva. Am pus toate chestiuțele ce puteau fi puse, Jonuțule. Și aici ce avem? A, cameră de marș arier. Normal că dacă, deci în momentul în care stai în țărână, dacă nu ți-ai luat lifting system with magneto hâț Jonetto, nu mai ajunge acasă, înțelegi? Și atunci asta cu suspensia să se ridice e obligatorie. Cum să nu spui, mă, ambii? Cum să ții o mașină 2023 de 300.000 aproape, da? Adică 300.000, vă zic eu. Că dacă îi mai faci un poliș, 300.000. Și să nu spui ambilight. Pe bune, sincer. Ăsta nu l-am pus. Trebuie să vă mărturisesc. De-aia apare plusul aici, Jonuțule, că eu la garaj deschid din telefon. Nu mai car cartela aia, nu mai suport nimic, da? Nu cred eu vreodată să stau să apăs pare pe acolo să se deschidă poarta și garajul de la domnești, înțelegi ce zic? Chiar l-am găsit inutil, că în rest am pus cam tot ce se putea pune. Bun. Ce mai avem pe aici? N-am pus dar pe ce să pun hard disk, mă, că o să ascult de pe telefon. Bun. Am pus travel nets, hâț, Jonule, am pus electro cromatic exterior mirrors. Cum să nu, bă, oglinzi, adică pe bune, să nu le ai electrice, da? Protective film n-am vrut pentru că Crytex colant. Nu se mai lipea nimic dacă puneam aia, Jonuțule. Am luat al 5-lea an de garanție de la Lamborghini, mi se pare fair enough. Am luat maintenance pack-ul de 5 ani, reviziile, tot ce trebuie. Adică, bă, dacă te duci pe cursă, du-te de la început smart, da? Apple CarPlay, logic, v-am spus. Ăsta e redresorul de care vorbeam mai devreme, de asta îl primesc, că l-am bifat. Valve caps with logo, vedeți? Am pus toate jucărelele, mă, m-am simțit exact ca un copil. Nu mi-am luat husa de volan, că eu nu cred că mașina mea o să se odihnească atât de mult încât să se pună praful pe volanul ăla. Plus că Viva și ce o să facă și el dacă protejăm volanul la o viață? De faliment, Doamne ferește, bate-n ciufii ăsta aici. Mergem mai departe. Ce e asta de n-am pus? Nu, logo, gata, nu, gata. Nu, logo, am pus logo când se deschide ușa, nu vrem Lamborghini automobile. Parking cushions, nu, clar. Așa, clar, eu nu sunt cu oglinzile, nu pot să oglinzi în fibră de carbon. Nu, pentru mine, nu fibră de carbon, nu. Emergency kit, da. Seat cover nu e cazul. Door lights with logo, ăsta e de vorbeam de mai sus de el. Winter tires. Logic, frate, adică mă întreba ceva, de ce ții căuciucuri de iarnă? Zic, băi, e 4x4. Ce iarnă ai tu în București? Că se spârcâie un fulg de zăpadă 2 săptămâni? Tu trebuie să pui căuciucurile de iarnă când a venit luna. Chiar dacă afară nu ninge, ce fac? Nu mai merg cu mașina în noiembrie și în decembrie și în ianuarie? Nu. Phone holder frumos ca să punem și noi telefonski. Și că asta e toată, nu? Că-s Jonule. And we have a complete Lamborghini, Jonuțule. Ca să înțelegeți frumos, nu vă arăt că nu mai vreau să mai fac gafe din alea elementare și vorba de date și de bănuți mulți. Aici la mine în mapă, dovada de plată este în telefon de la doamna Nicoleta, care ne-a urat să fie într-un ceas bun, Jonuțule. Și cu acestea avem avansul dat. Înțeleg de la Mihai că de aici încolo începe o excursie frumoasă. Încercăm, de ce nu auziți, să facem reveal-ul, nu sunteți pregătiți, în Bologna la fabrica mamă, Jonuțule. Într-adevăr, mașina după aceea va fi adusă tot prin sistemul Lamborghini, adică nu voi lua eu mașina de acolo, dar poate fi un eveniment foarte frumos la care să luăm parte, pentru că este parte din producția mașinii mele, Jonuțule, și mi se pare destul de cool. De ce nu? Dar vedem noi până atunci ce mai este de făcut. Confirmăm opțiunile de îndată ce apar prețurile de 2023 și mașina noastră este gata să fie produsă. Hăți, Jonule! Jonuțule, oficial sunt într-o mașină care este identică cu a mea, bine cu alte dotări și cu alte opțiuni, însă feeling-ul este senzațional, miroase nou, are, doamne, 48 de kilometri, mâncau artata, superbitatea asta de mașchinetă. Ce să vă mai zic? Sunt bate inima precum unui iepuraș, Jonuțule, a mai și decapotat-o Mihai ca să-mi dea direct cu virgulă. Acum vă dați seama cum o să număr eu secundele, orele, zilele, săptămânile și lunile astea, 7 mâncava și gurița voastră, că în capul meu acum am încercat să calculez câte secunde sunt până atunci. Dar dacă o faceți voi și aveți chef să vă jucați, scrieți-ne și nouă la comentarii, Jonuțule. Până un alta, nu uitați să subscribe, Dorian Popa, să plinesc coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și mai nou un Lamborghini Huracan, Jonuțule. Noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corileve, eu sunt Dorian. Follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână! Mirabolante! Seara torida, tu poți intimida, muzica strigă, vrea cucerită. Hai, invito la dans, la dans, te conduc eu pas cu pas, la dans.